Din episoadele anterioare ale Insulei Dramei Totale, bibanii distrugători au pus capăt șirului de înfrângeri în fața popândăilor gălăgioși. S-a lăsat cu vânătăi, lacrimi, mișcări riscante și alianțe periculoase. La final, Noah, acela tot știutor, a fost luat prin surprindere. O, da! Până aceasta, următoarea probă va trimite acasă încă un concurent, al cincelea de până acum. Cine se va scufunda, cine va rămâne la suprafață, aflați chiar acum la Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare. Eu voi lua câștigul cel mare, orice pot să fac nu m-oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. O, Doamne! Mai rău de atât nu se poate! Deja nu mai am autobronzant! Wow, ce tragedie, Lindsay! Acum trebuie să fac să îmi placă să mă bronzez la soare! Îți dai seama cât de uscată și ridată îmi va fi pielea? Da, sigur îți dai seama! Gata, concurenților! Trezirea! E timpul să vedem de ce sunteți în stare! Oare vom vedea un musical? Ador musicalurile, mai ales acelea cu muzică și dans! Gwen, ai un loc lângă mine! Mersi! Oh! Oh! Au! Bun venit în anfiteatrul nostru în aer liber de ultimă generație. Proba acestei săptămâni e una care le place tuturor. Un concurs al talentelor. Da, super! Fiecare echipă are la dispoziție 8 ore pentru a alege 3 concurenți talentați. Aceștia 3 vor fi reprezentanții lor la proba din această seară. Puteți cânta, dansa, face jonglerii atâta timp cât e legal. Reprezentantul juriului este căutătorul nostru de talente, fost DJ, VJ și legendă rap, marele maestru bucătar, care vă va nota cu ajutorul bucătarometrului. Echipa care va pierde va trimite un concurent acasă chiar astă seară. Baftă! Eu sunt capitanul echipei. Uitați cum facem. Stai, cine a zis că tu ești capitanul? Ea a spus adineaur. Eu, Lindsay și Beth am votat. Eu am câștigat. A amenințat pe cineva să te voteze nu e tocmai democratic. Uite, am ascuns o brioșă pentru tine. Trent, n-ai nicio problemă că eu sunt capitanul echipei, nu? E treaba ta, n-ai decât. Perfect, eu, Beth și Lindsay vom fi juriul. Mă rog. Dai și tu probă? Mă îndoiesc. Tu ar trebui să participi. Te-am auzit aseară. Chiar te pricepi. Abă că dă e făgăhâi și călămână o părâsă și tăță YZ. Bravo! Bravo! Da! Omule, ești fantastic! Să nici nu te gândești că vei concura cu așa ceva. E dezgustător. Tu știi cât e de greu să râgâi tot alfabetul dintr-o suflare? Pot să fac ceva asemănător cu Sinfonia 5? Nu, nu! Tu unde pleci? Oriunde, numai aici să nu stau. Frate, habar n-ai.
Vă mulțumesc! Oh, da! Eu votez să participe Heather! Și eu la fel! Wow, ce drăguțe sunteți! Bine, deci eu particip. Luați o pauză de 5 minute. Trebuie să faci ceva. Poți păstra un secret. Dumnezeule, cum să nu? Sora mea a avut diaree odată și era la o întâlnire și a trebuit să-i aduc hârtie igienică pentru că la restaurant nu mai aveau și ea rămăsese în baie și n-a mai spus nimănui asta. Opa, scuze, Paula. Cred că Gwen pune la cale ceva important. Te rog, urmărește-o și dăm raportul. Important? Mai degrabă plictisitor. Wow! Asta nu e plictisitor. Oh! Bine, participă. Următorul? Eu! Pot sta în mâini 20 de minute. Fiți atenți! Bine, ai fi simpatică dacă ai fi o maimuță. Nu asta ne trebuie nouă. Următorul? Următorul? Lindsay, recepție! Ce ai descoperit? Terminat! Lindsay, unde ești? Acum mă întorc. Început! Cale și sunt Jeff, DJ cu panglica lui și soloul tău. Voi apărea la TV-ul, frate! Deja ești la TV, Jeff. A, da! Salut, fraților! Acesta este dansul șarpelui cu clopoței. Privește-mă în ochi ce vezi. Se pricepe. Ești sigură că suntem în siguranță? E în ordine, am antrenament? N-am prea fost la orele de prindere. Hei, băieți, tufișul acela arde. Bine, aș zice să particip eu, Trent și Justin. Aveți ceva de comentat? Ce ai acolo? Un jurnal? Valea. Oh, m-am prins! E ceva personal. Pricep asta? E în ordine? Ce anume din Valea nu ai priceput? Ce ciudățenii mai sunt și astea? Miroși foarte, foarte bine. Probabil a săpun. Nici nu mai întreb. Ia te uită. Prima cuplare a sezonului. Da, m-am îndrăgostit lui Lea. Trebuie să merg să înot ca să îmi revin. Gwen, așteaptă-mă, vin cu tine. Super. Adică, mă rog. Hei, tu stai aici. Trebuie să găsim jurnalul. Deci, tu chiar poți sta în mâini 20 de minute? Punem pariu că pot. S-a făcut. Și eu vreau să iau parte la asta. Asta este cam imposibil. Banii jos. Bine, stau 20 de minute, începând de acum. Uh.
tu! Tu mi-ai distrus vioara! Nu am vrut! Trebuie să o putem repara cumva! Tu stai de pază, nu uita! Dacă vine Gwen, anunță-mă! Bine! Uneori simt nevoia să scap de tot ce este aici, știi? Mă aduc la disperare toți. Adică, mă rog, aproape toți. Bombă! Nu mai suport locul ăsta. Bravo, bravo, băieți. Da, bravo. Deci, dacă eu aș fi un jurnal, unde aș fi ascuns? Salut, Gwen! Gwen! Tu erai! Salut! Ce faci aici în fața cabanei? Gwen! Încerc să intru în cabană. Oh! Încerci să intri în cabană! Vai, ce interesant! Nu, stai aici! Ne putem bronza împreună! Ți-ar prinde bine! Da, am prins-o! Te dai din calea mea sau te arunc eu mai încolo? Hm? Poți încerca, dar am centura neagră la karate. Bine, poți intra. Uite cine s-a întors! Salut, Gwen! Cum a fost la înotat? Ce se petrece aici? Nimic. Ne odihnim puțin înainte de marea probă. Tot timpul ești atât de paranoică. Da, pe bune. Bun, mie nu-mi iese la fel de bine ca ție, dar pot reuși. Bridget, îmi pare tare rău că te-ai accidentat. Se pare că totuși vei ajunge faimoasă, hă? Ce vrei să spui cu asta? Oh, nimic. Nimeni nu și-ar sabota cu echipierii, doar dacă s-ar simți amenințați. Hei, poate voi popândăi așa faceți, dar noi, bibanii, suntem mai civilizați. Suntem o echipă. Păi, atunci, ca o echipă, veți da greș. A, și lasă mai moale cu chipsurile. Doar nu vrei să te scufunzi cu placa de surf, hă? Doamne, ce ratați! E atât de ușor încât nici nu are rost. Aproape. A sosit momentul spectacolului! Bun venit la primul concurs de talente din tabăra Wawanakwa! 6 concurenți își vor etala aptitudinile și vor încerca să nu se facă prea tare de râs. Primul în concurs, din partea popândăilor, Justin! Oh, haide! 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 Nu pot spune decât două silabe. Just și tin. Omul ăsta e perfect! Îmi vine să-l pup! Pentru că e un bun coechipier. Oh, de ce am spus asta? Așa, nu prea știu ce a fost asta, dar frate, e clar că știi să te miști bine. Oh, bravo! Bravo! Primul concurent de la echipa bibanilor. Aplauze pentru omul nostru, DJ. Delicat, dar și masculin. Să vedem ce părere are marele maestru bucătar. Nu prea bine. Așadar, mai avem 4 concurenți, iar deocamdată popândăii conduc. Și acum urmează Trent. Ai legătura, omule? Dedic această melodie cuiva special de aici din tabără. Avem la dispoziție doar o vară, dar foarte puțin o să ni se pară. Noi vom înota și ne vom distra, vom fi numai noi doi, prin vânturi și ploi. Aș vrea să mai spun doar atât, mai stai măcar pentru un sărut. Oh, bună treabă! Îmi place stilul tău. Se pare că și marelui maestru bucătar îi place.
Gata, gata, am stai în cale, haide. Trei s-au dus, mai urmează trei. Bibanii au cam dat-o în bară, dar s-o întâmpinam pe Bridget. Ești sigură că ești în stare? Da, cum să nu? Mă simt foarte bine, serios. Cine ai spus, Lindsay? N-am spus, iubit. Cineva să facă peste tot curățenie. Între timp, luăm o scurtă pauză de șters pe jos. Nu va fi rău să mă întorc acasă. Voi lucra la magazinul de surf. Bine ați revenit la concursul de talente din tabăra noastră. Bine v-am regăsit! Nu știu prin ce minune, numărul dezgustător al lui Bridget i-a adus echipei ei 2 puncte pe bucătarometru. Totuși, asta e prea puțin pentru Bibani, căci popândă ei conduc degajat datorită cântecului de dragoste a lui Trent, așa că să nu mai lungim! Din partea echipei fruntașe, Heather! Inițial, mi-am propus să dansez pentru voi, dar am hotărât să sărbătoresc adolescența cu o colaborare. Nu va îndrăzni. Versurile îi aparțin lui Gwen, iar interpretarea mie să-i dăm drumul. Bine, am încercat să-l ignor, dar e atât de drăguț. Dacă mi-ar fi făcut cineva la comandă un tip cu care să mă distrez aici, el ar fi fost tipul perfect. Ne potrivim de minune. El este singurul de aici cu care mă pot înțelege și știu că sună aiurea, dar ador băieții care știu să cânte la chitară. Stai, eu nu cânt la chitară. Vă mulțumesc. Câtă răutate. Nu mai spune. A sosit momentul pentru ultimul număr al serii. Oare Jeff și cascadoriile sale vor salva echipa? Eu mă cam îndoiesc. Să vedem. Oh, asta nu e bună. Acum ce facem? Să trimitem pe cineva pe scenă ca să nu pierdem. Katie și Sadie sunt pline de vomă. Mai rămâne doar Tyler, Duncan și Harold. Tyler e pe din afară, oare Duncan? Își poate sculpta craniul în trunchiul unui copac. Ce ne facem? Hai, Harold, n-ai nimic de pierdut. Super. Asta e. What? Ce? Gata. Sune, te-ai scos, omule! Fiți atenți, marele maestru bucătar și-a ales câștigătorul. Deși au fost la conducere, popândăi au fost depășiți de bibani. Harold, ai reușit! Cât despre popândăi, alegeți pe cine dați afară. Ne vedem la focul de tabără. Oamenii au crezut că am fost rea cu Gwen. Să fim serioși. Aveam nevoie doar de 4 voturi împotriva lui Justin. Cu Lindsay și cu Beth a fost ușor. Izzy e țignită, iar Owen foarte ușor. Sunt un om cu greutate. Vă mulțumesc tuturor pentru o seară minunată de distracție. Muzică, dramă, vomă
Și în acest moment a mai rămas doar un alb pe tavă. Justin, ne-a reamintit că e foarte important să arăți bine. Heather, ai fost plină de surprize. Dar chiar să citești jurnalul unei fete în public nu e deloc normal. Serios vorbesc, ești țăcănită rău. O, te rog, scutește-mă și dă-mi odată în alba aia. Justin, sunt de părere că nu e corect, dar în seara asta frumusețea ta nu a fost suficientă, băiete. Ultima în albă îi se acordă lui Heather. Du-te să prinzi barca rataților, frate. Pe curând, frate. Dacă nesuferita aia mică e de părere că va scăpa basma curată, se înșală amarnic. Ai spus cumva că ai adus o colonie de furnici? Da. Vise plăcute, dragilor! Au dublat în limba română actorii Richard Balint, Ioana Dagău, Adela Lazăr, Lucia Rogoz, Anca Zigmirean, Florian Țilaghi, Mihaela Gherdan, Petre Ghimbășan, Adrian Moraru, Corina Cernea. Traducerea și adaptarea Marinela Lucaci. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.